Aici e o minge scăpată, jucată prost, pericol mare în careul lui FC Botoșani și un autogol. O minge pe care și-o bagă Patache în poartă. Încă o dată, aceste pase înapoi, tot el greșește, el dă pasa aceea proastă și tot Patache revine, dă cu stângul în minge și o trimite în poartă pentru a desăvârși o fază în care a greșit grav, de două ori, practic.